Salut, prieteni, bine ați venit la Auto la Test. Așa cum v-ați așteptat de fiecare dată, încercăm să prezentăm mașini noi. Suntem la un show aeronautic, să vedeți și noul Grande Musso al jandarmeriei. În schimb, aici, tot de la jandarmerie, este un Jeep Grand Cherokee generația a doua. Un Jeep Grand Cherokee pe care ne-l prezintă maestru militar Radu George. Ok, domnul maestru Radu. Militar Radu. Bun, Radu. Ce motor avem, din ce an de fabricație și câți kilometri? 2.7 Mercedes, fabricație 2002, e automată, 100.000 de kilometri aproximativ la bord de kilometri de an. Deci e dieselul de 2.7 cu 5 cilindri în linie, să înțeleg, ce costă 65 de cai. Da. Și cum merge mașina? Sau ce mașina, n-am avut nicio problemă cu ea de când o avem. E o mașină bună la toate, tank, ce să. Ia spuneți-mi despre Subaru, că am înțeles că pe vremuri jandarmerii au avut și niște Subaru Forester. Da. Și toată lumea plânge după ele. Da, au fost niște mașini foarte bune. Bun, deci asta e printre ultimele Jeep-uri Grand Cherokee care mai sunt în dotarea reală a Ministerului de Interne, da? Și mașina, hai să ne uităm și puțin la interior, deci este... Am înțeles că voi tractați cu ea acum, sau... Da, folosim la tractat platforma pentru mașinile care, cu care avem probleme. Deci 2.7 diesel, 100.000 de kilometri reali. Totul funcțional, pe ea inclusiv aer condiționat. 4x4, adică 4x4, tot ce trebuie, uitați că să vă arăt, are și un Quadra Track, deci nu este un Quadra Drive, este un Quadra Track. Este o transmisie integrală care nu este permanentă, trage spatele și când ai nevoie cuplezi și for high și for low. Da. Deci este o mașină care își merită toți banii, da? Pentru împătimeții mașinilor 4x4. Da, 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 e o mașină... Bun, mulțumim și dacă vreți una nouă și nu mai găsiți un Grand Cherokee vechi cu puțin kilometri, aveți acolo un Grand Cherokee, mă scuzați, un SsangYong Grande Musso, cu motor 2.2 de Mercedes-Benz. Bine, nu este de Mercedes, este fost sub licență. Și dacă nu mă știu, sunt cutii manuale, nu? Cutie manuală, deci jandarmerii ne-a luat în 2023 cutie manuală și ăsta vechi de acum 250.000 de ani a venit standard cu cutie automată, pentru că altfel n-ar fi avut nicio șansă de a ține atât mulți ani. Mulțumim mult, spor la treabă!